au fost într-adevăr cei care au adus un suflu nou în literatura română. Există un amestec de cruzime și poezie pe care literatura română nu l-a avut înainte de ei. Și un tip de perspectivă asupra lumii, nici nu știu acum cum să zic, că este în același timp mai viscerală decât cea cu care eram obișnuiți noi și în același timp terapează cumva în stil rusesc, într-un anumit tip de, am zis înainte, poezie. Poezie parcă e puțin spus, nu vedeți că acum un cuvânt mai potrivit. Eu poezie crudă, tandrețe, sălbatică aici, pe care Alexandru Baculovski o are în scrisul său și cred că i-aș recunoaște ușor orice pagină de proză pe care a scris-o, ceea ce, până la urmă, este una dintre cele mai mari calități ale unui scriitor. Ce mi-a plăcut mie la 157 trepte spre iad, sau salvați-mă la Roșia Montană, este că, în primul rând, m-a surprins diferența față de așteptarea pe care ți-o dă titlul și conținutul cărții. Normal, o carte care are titlul, subtitlul Salvați-mă la Roșia Montană se va referi la activitatea ONG-ului pentru salvarea Roșiei Montane, la ticăloșii care încearcă să distrugă istoria noastră cu ceanurile. Asta este în carte o temă colaterală, ceea ce e cu atât mai bine și cu atât mai reușit făcut, fiindcă te impresionează mai tare dacă nu scoate ochii cu ceea ce de-a provinculează toată lumea, retorici la un moment dat chiar plictisitor. Cartea este într-adevăr, după cum a spus Robert, despre o fată care crește, o adolescentă și acum, ca bărbat, nu pot să spun dacă este vocea feminină este reușită, este autentică, dar mi s-a părut că pare autentică, ceea ce e important în literatură, adică faptul că discursul pe care îl are cea care povestește, la persoana întâia, nu se potrivește cu mine, nu se potrivește cu mintea mea masculină, ar putea să dea de înțeles că i-a ieșit vocea pe mine, dar să spun că numai o cititoare femeie ar putea să spună. I-a ieșit. Asta așteptam. În carte sunt, de fapt, două planuri sau chiar trei. Unul este cel strict realist, foarte dur. Cele mai dure pagini din Rebreanu sau din Preda nu ajung la duritatea paginilor din cartea asta scrisă de Alexandru Baculovski. Pagini care descriu o lume în care o lume murdară, decăzută, în care morala, religia sunt, nu știu, sunt dispărute, sunt lucruri pe care nimeni nu mai dă doi bani în ceea ce de fapt ne spune că e o comunitate tradițională. Și o lume bazată pe sex, bani și brutalitate. E vorba de putere frustă, brută, dură. Un al doilea plan, cel în care trăiește cea care povestește, dar numai ea, veți vedea că și alte personaje sunt la fel, este o lume fantastică, e lumea aia de care povestesc uneori și minerii, cu vâlva, băi, lumea cu piticii, cu un personaj fantastic sau real, nu știu cum, extraordinar, omul de gumă, care apare numai la bețivi. Deci când un bețiv ajunge acasă tot bătut, lovit, cum s-a împiedicat pe drum, s-a potignit, s-a lovit de garduri, e din cauza că s-a caftit cu omul de gumă și o să vedeți cam cum e. Și în final, să zicem așa, un al treilea plan, cel care reiese, de fapt, nu este evidențiat și doar apare din când în când și de aceea probabil că m-a impresionat pe mine mai tare, este exact al felului în care este văzută relația dintre Roșia Montană ca patrimoniu istoric al țării, sau mă rog, al unei țări, și felul în care vede comunitatea aceea coruptă, decăzută, lumea în care trăiește. Vreau să vă citesc un pasaj ca să fie mai clar. Cele cu sex nu vreau să le citesc acum, că nu vreau să... Nu știu dacă toată lumea are peste 18 ani aici.